glasul părintelui a mărturisit mie, iubit pe cine numindu-se, și Duhul chim de porumbel a devenit cercăria cuvântului. Cercetă iar ta, Hristoase Dumnezeule, și lumea e lumina mărire ție. Glasul Domnului peste ape strigă grăit, venit de noastră, Duhul înțelepciunii, Duhul înțelegerit, Duhul temerit de Dumnezeu, al lui Hristos celui ce urcerea apătului, văzând pe stăpânul, potezând să-i ca omului, venit la lui Hristos, către glasul celui ce strigă în pustiu, gătiți calea Domnului, venit ai Doamne, nu-l închim de rom, botez cerului. Cel ce nu știi de păcat, văzându-te au apele și s-au temut, cu tremuratul s-a înainte mergătorul și a strigat, cu va lumina sfeșnicul pe lumină, cum își va pune mâna robul pe stăpânul. Sfințește-mă pe mine și iar vede Mântuitorule, cel ce ai ridicat păcatul lui. Înțelepciune să luăm aminte. Să luăm aminte. Acestea zice Domnul, vezărește cu stimul dar se va bucura pe stiul și ca plinul să zărească. Și vor învări și se vor bucura cu stiile Iordanului. Mărirea Libanului s-a dat ei și cinstea Carmelului și poporul meu va vedea slava Domnului și înălțimea lui Dumnezeu. Întăriți-vă în mâinile slave și în genunchi slăbă stăpânăși buriaților. Cei slavi de inimă cu cruce, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru și cu mine că răsplătește și va răsplăti. El va veni și va gândi pe noi. Atunci se vor deschide oricilor și urechile suflelor la auzi. Atunci va sări și chiopul ca cercul și limpede va fi limba cărgavului. Că s-a vărsat cu cuviu apă și vârtește apă în pământ. Însetat. Și vârtucele fără de apă părți și pământul cele însetat izvor de apă va fi. Acolo va fi veselia plânselor locași de turme și trestide și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema și nu va trece de acolo nimic din curată, nici nu va fi acolo cale sfântată. Cei risipiți vor merge pe drum să așa să vă rătăci. Și nu vor fi acolo lemn, nici fără nici fiară cu frică, nici va fi pe drum, nici nu se va afla acolo. Ci vor merge pe drum să cei mântuiți și cei aleși al Domnului. Se vor împărată și vor veni să iau vezirie prin mântuie și vezirie veșnică cum a fost în capul lor. Laura și mântuie și vezirie cum va ajunge. Și va plăcea Dumnezea, Hristoasă, Dumnezeu, înțelepciune. Să luăm aminte. Așa vrește Domnul, cei însetați mergeți la apă și câți nu aveți argint, mergând cumpărați și mâncați și beți fără de argint și fără de preț, vin și găsire. Pentru ce cheltuiți argintul, nu pentru cană și o